Vineri, imediat după amiază, când soarele strălucea pe cer, Sevoianța Anatolia s-a întins să moară și a ales hainele de veci pe care și le-a așezat alături de ea. Se întinde în pat și așteaptă. Pentru fiecare minune care va veni, se va rostogoli câte un măr, unul pentru cine a văzut. Îmi este frică. Tate Vic nu se simte bine. Nu cred că o să ajungă la altar. Nu o să-ți explic visul. Oricum nu se mai poate face nimic. Tot ce pot să-ți spun e să nu stai niciodată părul. Voschei nu voia să se căsătorească cu Capiton, dar nu alegi pe cine iubești. Oricât de mult i-ar lua inimii mele să accepte, toate poveștile au un sfârșit. Nu voi permite ca istoria noastră să se risipească. Un măr pentru cine a povestit? Sevoianța Anatolia s-a întins să moară, fără să știe ce minuni o așteptau. Și iată că aceste minuni au venit. A rostogolit în palmele ei răcoroase ultimul măr pentru cine a crezut în bine. Acolo unde nu mai e nimeni de mult, ne-a luat prea mult să creștem. Cafea, cum era mai aia cursul?